O zis Domnul, astăzi, deci în timpul acesta de pace, încă cât se mai poate, o zis, cei care n-aveți pecetea mea. Și mulți zic în ziua de astăzi, spun, auzi, dar doar eu am primit Duhul Sfânt și am Duhul Sfânt. Dar o zis Domnul, dacă n-aveți pecetea Duhului Sfânt și puterea Duhului Sfânt peste voi, atunci în ziua aceea, o zis, veți cădea pradă legilor care vor veni. De aceea Domnul spunea și striga, și strigă prin Duhul Sfânt, strigă să aveți grijă, pentru că vremurile acelea să nu vă prindă nepregătiți, frați și surori, pentru că dacă nu vom asculta de glasul lui Dumnezeu, știți ce se va întâmpla în ziua aceea, vom cădea pradă. Și din pricina aceasta, mulți din copiii lui Dumnezeu care au fost pecetluiți, frați și surori, și în descoperirea Dumnezeu că era multă mulțime care erau pecetluiți și au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt odată, dar am văzut cum pecetea se lua după capetele lor, frați și surori. E lucru mare ca să-ți iei pecetea care ți-a pus-o Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să iei pecetea de pe frunțele noastre, dar noi prin purtare putem, frați și surori, să ne lepădăm de Dumnezeu și să se iei pecetea. Așa a spus Domnul. De aceea, frați și surori, Dumnezeu ne cere astăzi să cerem puterea Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu pune pecetea, dar vrea să avem puterea Duhului Sfânt. Amin. Pentru că mi-a descoperit Dumnezeu că Petru, frați și surori, a suflat Domnul Iisus Hristos Duhul Sfânt, dar până n-a avut puterea, a căzut, nu? A căzut pradă celui rău. Dar Petru nu a rămas acolo. Dar noi, frați și surori, cădem pradă celui rău și rămânem în starea aceea. Și am văzut multe suflete care au rămas în starea aceea. De aceea Dumnezeu a cerut și cere, frați și surori, cu stăruință. Cu stăruință cere Dumnezeu. Încă n-am primit așa niciodată să îl aud pe Dumnezeu și să-l văd pe Dumnezeu cum cere cu stăruință. Frați și surori, la om se ceară Dumnezeu cu stăruință să steie la îndemâna lui Dumnezeu și să ceară pecetea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt, frați și surori. Cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt și am primit așa din partea lui Dumnezeu, o să nu stați în nepăsare. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, au zis Domnul, cereți puterea mea. Pentru că asta vă va păzi în ziua aceea de încercare, frați și surori. Vin zile grele de încercare. Astăzi e bine. Astăzi e bine. Dar vine ziua de încercare și dacă n-ai puterea Duhului Sfânt, știți ce se întâmplă? Ai căzut. Petru și ucenicii, frați și surori, Petru în ziua cinzecimii și primeam așa din partea lui Dumnezeu, Petru, și zicea Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt spune poporului meu, cuvântul acesta, în ziua cinzecimii, Petru acela care a căzut atunci și înaintea unii slujnice, s-a lepădat. În ziua cinzecimii, la o mulțime mare, s-a ridicat în picioare și a zis, voi sunteți vinovați. Frați și surori, cine l-a făcut pe Petru să zică? Duhul Sfânt, nu? Puterea Duhului Sfânt care s-a coborât atunci în ziua cinzecimii. Asta vrea Dumnezeu să o lăsă peste noi. Ca protecție, frați și surori. Că dacă nu vom avea această putere, au zis Domnul că vom cădea pradă. Pentru că diavolul e și rege. Dar Hristos, El e suveran, și El prin Duhul Sfânt, pentru că unii spun, auzi, m-am pocăit și s-a Domnului Iisus, dar o zis Domnul, pe Duhul Sfânt l-a lăsat misionar pe pământul acesta. Și Duhul Sfânt, prin puterea Lui, o zis că vă va păzi în ziua de încercare. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Amin.